Salutare prieteni, bine ați venit pe tutorialegratuite.wordpress.com. În acest tutorial vom vorbi despre optimizarea sistemului nostru de operare și vom folosi în acest tutorial un soft care se numește FC Cleaner. De unde putem descărca acest soft? Acest soft îl putem descărca de pe pagina oficială, pagina oficială fiind fccleaner.com. Intrați pe această pagină, dați download FC Cleaner și după aceea urmați pașii următori. Rulați executabilul FC Cleaner. Aici la UAC îi dăm yes. După aceea vom da click pe next. Acceptăm termenii. Next, next, next. Vom lăsa să ne creeze o iconiță, dar nu în quick launch. Nu vrem în quick launch. Next și install. Așteptăm să instaleze softul, durează foarte puțin. Și lăsăm și bifa să ne-l ruleze. Iar acum ar trebui să ne-l ruleze. Da? A rulat softul. Avem aici cleaner, opțiunea cleaner. Putem selecta ce să ne scoată din sistemul nostru de operare. Empty recycle bin, clipboard, memory dumps, CHK, DSK, file fragments. Temporary files, Windows log files, desktop shortcuts, start menu shortcuts, quick launch shortcuts, apoi recent documents, run in start menu, search assistant autocomplete, other explorer mereus, vista search history, taskbar, jump list, thumbnail, cache. Noi le vom lăsa pe toate. Acum mergem mai departe la browsere. Ar fi de precizat că trebuie să aveți mare grijă în momentul în care la un browser îi ștergeți cache-ul, puteți să debifați internet history și download folder pentru a avea istoria descărcărilor și istoria intrărilor. Și avem aici anumite plugin-uri, noi le vom curăța și pe acestea și dăm click pe analyze. Așteptăm să se analizeze. Ne analizează și ne dă aici informații foarte clare despre sistemul nostru, ne spune 32 de mega. Îi dăm, putem da click și pe statistici, avem aici statisticile, deci după cum ați văzut la analizare, se aude și un sunet așa mai ciudat, nu cred că l-auziți. Vom da click pe Run Cleaner. Ne spune că îl curăță, ne arată și aici o bară de progres. Ne șterge anumite fișiere din sistemul nostru de operare. Până se curăță, vreau să vă mai arăt că pe pagina oficială sunt prezente și alte softuri, cum ar fi RAMrush sau Recyclebin X. Aceste softuri le voi prezenta în tutoriale viitoare, dar acum vorbim despre FC Cleaner. Așteptăm acum să ne șteargă tot ce nu avem nevoie din sistemul nostru de operare. Este o aplicație foarte asemănătoare softului CCleaner, pentru că și CCleaner se ocupă cu același lucru. Voi pune un pic pe pauză pentru a nu lungi tutorialul inutil. Și până se termină, vreau să vă mai fac o precizare. Softul acesta, când îl minimizați, aveți impresia că s-a închis, dar de fapt nu, se găsește în sistem 3. Dați dublu click și îl vedeți iarăși prezent. Aici la meniul din sistem 3 avem anumite opțiuni, arată aici niște informații, după aceea avem exit, FC Cleaner blog, FC Cleaner forum, FC Cleaner website, update și open FC Cleaner. Niște opțiuni foarte interesante, hai să intrăm un pic pe blogul FC Cleaner să vedem. Ce blog au cei de la FC Cleaner. Ne va deschide automat browserul. La mine browserul default este Internet Explorer, tocmai de aceea mi-l deschide în Internet Explorer. Vedem aici blogul celor de la FC Cleaner, bineînțeles în limba engleză. O firmă foarte bună după părerea mea. Puteți citi pe aici, vă puteți documenta despre acest soft. Și la fel, dacă vă uitați la website, va fi același site cum am deschis eu pe Google Chrome, dacă veți fi atenți. Același site, fccleaner.com. Uitați, după cum am zis.
Și o mică precizare cu acest site vreau să vă mai spun, este vorba de faptul că eu când am intrat pe pagina oficială mi-a descărcat automat fișierul. Dacă nu vi-l descarcă, dați ori download FC Cleaner pe acest buton, ori aici download FC Cleaner și aveți aici și mai multe opțiuni de download. Dacă veți da click acolo, așteptăm să se încarce pagina. Și uitați, avem aici ultima versiune stabilă și avem și FC Cleaner Portable, o versiune portabilă, o puteți pune pe un stick și o puteți folosi. Voi pune din nou pe pauză. Și odată ce se termină procesul, putem merge mai departe. Mergem la Uninstaller. Și avem aici aplicațiile care noi le avem pe acest sistem. Bineînțeles, eu nu am niciun soft pe care aș putea să-l dezinstalez, tocmai de aceea nu voi dezinstala niciun soft, dar vă voi prezenta opțiunile de bază din acest soft. Uninstall, Repair, Update, Support, About, Remove Entry. Ia să dăm un pic la About să vedem despre ce este vorba. Dacă merge, văd că nu merge. Da, trebuie să selectăm un soft și ne trimite exact pe pagina oficială. Asta era problema care noi ne-am rezolvat-o. Așa, dacă mergem mai departe, avem aici Startup Manager, o opțiune pe care CCleaner nu o are. Ne arată aici aplicațiile care rulează odată cu deschiderea sistemului. La Tools avem Security Center, System Restore, System Information, Command Line, Schedule Task. La opțiuni avem opțiuni generale, limba, putem adăuga și alte limbi dacă dăm click aici. Și bineînțeles, dacă voi aveți și alte limbi, puteți adăuga. Limbile le puteți descărca de pe pagina oficială, dacă nu știați acest aspect. Apoi, avem aici Run FC Cleaner with Windows Startup. Această opțiune ne poate activa rularea acestui soft FC Cleaner în System 3 odată cu pornirea Windows-ului. Auto Cleanup when FC Cleaner Startup. Când deschidem softul, să ne auto auto șteargă, în ghilimele, să zicem așa, cache-ul și toate fișierele temporare de care noi nu avem nevoie. Putem adăuga opțiuni la fel ca la CCleaner aici la Recycle Bin. Putem adăuga Run sau Open. Bineînțeles, aici la Recycle Bin. Avem aici Play Sound After Analyzing and Cleaning. Avem aici Secure Deletion. Avem aici anumite opțiuni de securitate, Cleanup Deleted. Avem aici iarăși niște opțiuni. După aceea la Browser Cookies avem cookie-urile din browser, Custom Cleaner, putem noi șterge ceva și avem aici opțiunea Restore Point. Apoi la opțiunea Status avem, la fel ca aici la click dreapta în System 3, avem aceste opțiuni. About FC Cleaner, FC Cleaner Statistics, Supporter și ne putem introduce aici un email pentru a dona ceva. Noi nu vom dona. Cam atât din acest tutorial. Eu vă mulțumesc pentru vizualizare. Sper că v-a fost util acest tutorial. La revedere!